Băieții au trebuit să iasă pe terasă pentru că cred că repetă WhatsApp, dacă nu mă înșel. Și Alex, bineînțeles, era încă mășuța lui de marinel. L-a luat Mihai sub păturică să-l încălzească și spunea că și-ar dori ca Alex și Bogdan săptămâna aceasta să fie pe locul 1 și 2. În top în clasament, nu la eliminări. Pentru că spunea el că dacă ar fi pe locul 1 și 2 în top în clasament, nu ar mai pleca nimeni acasă. Aș vrea să îi reamintesc că va pleca totuși cineva, băiatul de pe ultimul loc, dar Alex și Bogdan nu au cum să ajungă top 3, indiferent ce ar face. Adică nu știu cum să-i spun, să-l liniștesc, dar noi ne dorim să plecem. Și că veni vorba, aș vrea să-mi spuneți și mie dumneavoastră pe cine ați votat să plece acasă. Eu l-am votat pe Alex, să știți. Bogdan este într-adevăr o fire extrem de vulcanică, este agresiv verbal și are foarte multe bube, dar din punctul meu de vedere, Alex nu se potrivește deloc cu acest format, nici nu știu cum a fost chemat în această emisiune, dar nu e pentru el clar și atunci vreau să-i mai dau o șansă lui Bogdan. Să spuneți și noastră pe cine o să